Biserica parohiei Argeșene Bârsești Vlădești a fost astăzi resfințită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În cuvântul rostit, ierarhul a apreciat eforturile depuse de preotul paroh, împreună cu membrii Consiliului Parohial și cu toți credincioșii din localitate, amintind și de momentul resfințirii petrecut în urmă cu 30 de ani la Bârsești. Ați făcut mari milosteni, precum ați făcut și aici, la biserica aceasta. Așa că dacă a spus un leu la biserică, în fața lui Dumnezeu s-a transformat într-un milion. Ca să știți. Dacă s-a avut rugăciune și dragoste pentru moșii și strămoșii care pomeniți în rugăciune și rugăciune făcute unii pentru alții, pentru bolnavi și a sprijinit și pe părintele paroh aici, a făcut o milostenie dublată, înmiită în fața lui Dumnezeu. În perioada 2015-2016, atât pictura cât și fațada bisericii au trecut prin procese de restaurare. Au trecut 30 de ani de când înalt preasfinția voastră, în data de 2 noiembrie 1986, ați poposit pe meleagurile noastre și ați binecuvântat lucrările de resfințire a bisericii noastre. Ziua de astăzi, 13 noiembrie 2016, aduce din nou bucurie în parohia noastră ca să resfințiți lucrările noriașilor noștri făcute din drag pentru îngrijirea casei lui Dumnezeu. Este un moment deosebit să particip la sfințirea bisericii cu ocazia reînnoirii picturii. Fapt care m-a făcut să vin de la Pitești cu soția și cu fata cea mică, să fim alături, în primul rând, de părintele, gospodarul acestei sfânt locaș, și am răspuns în primul rând invitației. De asemenea, este un moment înălțător pentru mine să vin la biserică, pentru că așa am fost educat de mic, atât de bunici cât și de părinți, ca momentele când vine duminica, să ne rupem primele ore din zi, să fim alături de ceilalți din comunitate la slujbele religioase. A fost un prilej de bucurie pentru noi, de pomenirea celor care nu mai sunt printre noi și de îndemn pentru cei care vin după noi să intre cu pioșenie și cu multă bunătate și reverență în biserică. Este un moment deosebit pentru mine, sufletește, și pentru comunitate, pentru că biserica reprezintă temelia neamului nostru, alături de tradiții. Biserica parohiei Argeșene Bârsești Vlădești are hramurile Întâmpinarea Domnului și Sfânta Cuvioasă Parascheva.